poveste care cred că o să pară interesantă este aceea vestiților mititei românești. Spre sfârșitul secolului al XIX-lea, undeva pe strada Covaci, exista un restaurant foarte renumit în care se serveau niște cârnați deosebit de delicioși și foarte apreciați de către clienții restaurantului. Nașul acestor mititei poate fi considerat umoristul, ziaristul și pamfletarul Nete Orășanu, un client fidel al acestui restaurant. Restaurantul era supranumit La o idee și proprietarul acestuia era Iordache Ionescu. De asemenea, acest mare ziarist, cunoscut în epocă, Nete Orășanu, chiar alcătuise o listă de bucate cu denumiri mai inedite, ceva de genul scobitoarea era o baionetă, pâinea era o abundantă, probabil s-a gândit că se servea din abundență pâinea, gheața era cremă de Siberia, iar țuica o idee, probabil de aici și numele restaurantului. Undeva în anul 1902, într-o zi în care clienții restaurantului erau foarte mulți, bucătarul a constatat că ingredientele din care se preparau delicioșii cârnați s-au terminat. În acel moment, împreună cu proprietarul Iordache Ionescu, au trebuit să găsească o soluție, iar aceasta a fost prepararea unor mici sau unor cârnați mai mici, care au fost făcuți direct din carnea de vită, falcă și ceafă, și în care au pus bicarbonat de sodiu. Ca urmare, a apărut în restaurantul La o idee un nou preparat, iar Nete Orășanu a numit acest preparat, pe care evident că l-a introdus în lista de bucate, mititei. Putem spune că de aici vine povestea acestor mititei pe care românii consumă cu mare plăcere în zile de sărbătoare și nu numai. Iar rețeta poate fi, să o considerăm secretă, sau o poate realiza oricine cu puțină imaginație.